Pentru aniversarea 165 de ani de la înființarea Jandarmeriei Române, Inspectoratul de Jandarmi Județean Alba a planificat o serie de activități sportive și educative. Astăzi, la o bază sportivă din Alba Iulia, a avut loc un turneu de fotbal cu participare interinstituțională. La competiția organizată de Jandarmerie Alba au participat în total 8 echipe de la instituția prefectului județul Alba, de la Consiliul Județean Alba, Jandarmeria Alba, IPJ Alba, ISU Alba, Colegiul Militar Liceal Mihai Viteazul, Poliția Locală a Municipiului Alba Iulia și de la Penitenciarul Aiud. Pentru astăzi, Jandarmeria Alba a pregătit un turneu interinstituțional de fotbal, un turneu în cadrul căruia se vor întrece 8 echipe pentru un trofeu pe care noi l-am pus în joc. Activitățile vor continua și pe 3 aprilie, când se aniversează, propriu-zis, Ziua Jandarmeriei Române. Pentru această dată, Jandarmeria Alba a pregătit o serie de activități care se vor desfășura în fața Casei de Cultură a Sindicatelor din municipiul Alba Iulia. Vor fi expuse echipamente specifice de protecție și intervenție, armament și tehnică din dotare. De asemenea, vor avea loc și câteva exerciții demonstrative. Nu în ultimul rând, în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor, va avea loc vernisajul expoziției Jandarmeria Alba în documentele vremii. Demers realizat cu sprijinul Serviciului Județean Alba al Arhivelor Naționale.